voi toți pe jos sau cu bicicleta? Președintele Klaus Iohannis a venit pe bicicletă de la Vila Lac până în parcul Herăstrău, la fel cum au făcut și primarul general Nicu Șordan și ministrul mediului, Tanțuș Barna. Șeful statului i-a îndemnat pe români să renunțe la mașina personală în favoarea transportului alternativ. Mersul pe bicicletă este sănătos, este recomandat și vă recomand tuturor să folosiți bicicleta cât mai des. Orașele noastre sunt de mult, mai ales în orele de vârf, sunt imense parcări, ambuteiaj. În același timp, aerul devine aproape irrespirabil în orele de vârf. Sunt prea puține piste pentru bicicliști și împart banda cu șoferi nervoși, este de părere șeful statului, care a transmis autorităților locale să se implice în construcția de piste pentru bicicliști. Din păcate, capitala numără prea puțini kilometri de piste. Câți kilometri sunt în acest moment în capitală de piste de biciclete, realmente kilometri conform cu toate standardele? Nu știu, în jur de 15-20. Mult prea puțin, evident. O parte din piste sunt bune, cum sunt astea din pe segmentul sud-nord, ele sunt bune. Sunt alte piste care sunt în momentul acesta inutile, cum este cea care merge din Grozăvești până la Piața Unirii. O să mergeți acolo și o să vezi că nu circulă nimeni pe ea. Sunt altele care nu sunt în standarde. Capitala ar putea avea noi piste în aproximativ 3 ani, susține primarul general. Evenimentul din Parcul Herăstrău, dedicat Zilei Mondiale a Bicicletei, a fost marcat de un moment stânjenitor. Directorul uneia dintre cele mai mari bănci din România a căzut cu bicicleta. Organizatorii au scuzat momentul, precizând că așa se întâmplă și accidentele în trafic. Așa se întâmplă accidentele și în trafic. Nu, 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 n